Salutare dragi tovară și bine ați dat click la un nou videoclip Astăzi facem un nou tier list, îl facem cu jocurile pe care le-am terminat pe live-uri sau în episoade Adică jocuri pe care le-am terminat pe canal Doar jocuri cu poveste, fără multiplayer, fără jocuri de exemplu WW2K19 sau Minecraft-ul Și Minecraft-ul are o poveste, dar nu e atât de importantă Am băgat în mare parte majoritatea jocurilor terminate Am și jocuri neterminate pentru că mi s-a luat de ele sau Mi-am schimbat pc în timpul ăla, mi-am reinstalat Windows-ul și s-au dus dracu salvările O să fie un videoclip lung Sunt vreo 50 ceva de jocuri Așa că hai să-i dăm drumul Categoriile, le-aș rejuca pe unele chiar le-am rejucat pe canal Foarte bune Cât de cât ok Nu m-au dat pe spate Și adunătură de pixeli Adunături de pixeli, mă rog Adică jocuri care nu mi-au plăcut Și să începem cu primul din această listă și anume Resident Evil 2 Remake Un joc foarte bun, mi-a plăcut povestea, așa se face un remake, bine s-a simțit ca lumea remake-ul și fiind faptul că jocul, mamă, este un coșe aici, axică monstru, uh, jocul original fiind de prin 90 ceva, 1900 toamna pe acolo, deci așa se fac remake-urile sau cum s-a făcut și la Mafia. Astăzi niște remake-uri adevărate, nu porcării ce fac alții la alte jocuri. Știți voi la ce jocuri mă refer. Dar oricum, revin la jocul ăsta și poveste și grafică și acțiune ca lumea, mecanici de joc foarte bune. Foarte impresionant jocul, trebuie să apară și Resident Evil 4 remake la anul. Abia aștept să apară. Următorul este Red Dead Redemption 2. Chit că a fost foarte lung și ocupă vreo 200 de giga. L-aș rejuca. Mai ales că mi-am schimbat și placa video, dar nu mai am spațiu un PC după pentru alte jocuri pentru live-uri. Jocul ăsta m a dat pe spate, unul dintre cele mai bune jocuri pe care le-am jucat. Cred că e cel mai realistic joc posibil și. Rockstar au dat lovitura cu el, mai bun ca GTA 5 la capitolul majoritatea chestiilor. Atât că pe GTA 5. Na, ai multiplayer-ul ăla care te ajută mult să-l joci cu prietenii. Și Red Dead are un multiplayer, dar nu este atât de mișto ca cel din GTA 5. Na, GTA 5, având acțiunea mai încoace, adică fiind o acțiune contemporană, zbori cu avionul așa Red Redemption și limitat la tehnologia din 1899. Oricum, unii dintre cele mai bune jocuri jucate vreodată și poate cine știe, o să apară în 2030 Red Redemption 3. Abia aștept. Mai schimb eu două calculatoare până atunci Următorul este Call of Duty Modern Warfare 2 clasicul. Îl punem la foarte bune Și... A, nu vedeam unde este și Call of Duty Modern Warfare 1, da Nu știu dacă ăsta sau 3 e cel în care dărâmi turnul FL Mi se pare că ăla e 3 ăsta, În ăsta mi se pare că s-a dat o bombă nucleară sau ceva de s-a luat curentul în Statele Unite foarte bun, deci Seria asta de Modern Warfare-uri a fost foarte bună, am văzut că au apărut și remaster -uri. ce să zic... Perioada de glorie pentru Activision, pentru seria Call of Duty. Modern Warfare 3, pe ăsta îl punem la, la și rejuca pentru că finalul e foarte mișto. Îl omor și pe Marakov sau Makarov, îi incur mereu numele. De fapt, stai mă, stai, stai, punem și ăsta la, la și rejuca pentru că, remember, no Russian. Misiunea aia cred că e jucată de majoritatea oamenilor acum, preferata tuturor pentru că, na, Ucraina, Rusia, mă rog. Dar Modern Warfare 3 mi-a plăcut Mi se pare că ăsta e cel care dă râmb turnul EFL Cum să nu-ți placă să vezi turnul de fel V-ați prins? Bun Deci am în două le-aș rejuca Far Cry 6 a fost cât de cât ok Mai bun ca 5 Mi-a plăcut că Acțiunea are loc În, în America de Sud Sper că nu s-a auzit gălăgia de afară Acțiunea are loc în America de Sud Sau America Centrală, zona aceea și personajul negativ apare puțin, dar este interpretat de actorul din Breaking Bad. Nu este extraordinar față de 3, care mi s-a părut cel mai bun. Îmi place că are loc într-o zonă de asta mai aproape de ecuator, zonă mai tropicală, cum a fost și 3 și 1. Și ce variante de console s-au mai făcut, cum a fost Far Cry 1. Da, eu l-aș pune la cât de cât ok. A avut plusuri, a avut minusuri, grafica bună, mi-a plăcut De ce să bind? Și am făcut uh, finalul secret la el N-am făcut uh, Finalul cum îl știe toată lumea Am găsit eu un secret ending Și de-aia l-am terminat mai repede După am îmi sper că mi-am schimbat Windows-ul sau ce. A, ah, mi-am schimbat Windows-ul și mi-am pus SSD-ul De-aia nu am făcut uh, Finalul final Am făcut un final mai pe la jumate În care am plecat cu barca de acolo Și am ajuns pe o plajă șmecheră Următorul este Resident Evil 7 Biohazard care apropo, în caz că nu știați în Japonia la Resident Evil se zice Biohazard Deci nu e Resident Evil 1, 2, 3, e Biohazard 1, 2, 3 Vă mă rog Resident Evil 7 Primul first person din, din serie Multă la l-a considerat foarte de groază pe mine, nu m-a îngrozit deloc Maxim dacă e să mă fi speriat eu de vreun carcalac, deși nu prea cred mi-a plăcut, foarte bun jocul, chestie nouă pentru seria Resident Evil și știu că este și un DLC, dar pe ăla nu l-am jucat, să fie rușine. Trecem acum la seria Assassin's Creed, văd, avem aici Assassin's Creed 2 cu Ezio, viața cu Ezio, îl trec la foarte bun pentru că mult mai bun a fost Brotherhood, cel mai bun Assassin's Creed din serie Nu cred că va mai apărea vreun Assassin's Creed La fel de bun ca ăsta Unora le plac astea noi care sunt mai rpg sunt bune și alea Dar mie unul ăsta mi s-a părut Cel mai bun, Brotherhood-ul N-am ce comenta Nimic de rău de comentat la el Foarte, foarte bun Dacă ar fi să fac o diferență între cele două Na, în Assassin's Creed 2 Uh, ești în mai multe orașe în Italia și în Brotherhood, deci doar în Roma, parcă. Dar... Uh, extraordinare jocurile cu Ezio Foarte bune Avem și Assassin's Creed 1 De unde a plecat toată povestea Normal un joc foarte bun Eu i-am dat parcă un nou Sau 9,5 Că la Brotherhood și Ezio La astea cu Ezio le-am dat 10 Avem acum și Revelation-ul Care la gameplay nu mi s-a părut extraordinar Jocul a fost făcut și de echipa Ubisoft de la București Și mi-a plăcut că în Istanbul ziua se auzeau lăstunii sau rândunelele Cred că lăstuni erau Că și în București pentru cine e de acolo sau Ați locuit în București în perioada în care a apărut jocul Dar cred că și acum mai sunt în unele cartiere Sunt niște păsări care seamnă așa cu rândunelele Și le auzeam și în, în joc aici în Istanbul S au lăsat un pic bucureștenii noștri amprenta în joc. Niște detalii de-astea care mi-au plăcut. Mi se pare că prostituatele au femei de etnie și dacă ai versiunea... În scapa cu numele versiunii, poți să ai sabia lui Vlad Țepeș. Deci cum să nu-ți placă așa ceva? N-am prins versiunea aceea, am prins doar versiunea normală, dar... Ce mai impresionat la Assassin's Creed Revelation, of Revelations, pardon, a fost uh, finalul. Și toată chestia asta cum s-a legat uh, cu primul joc, cu povestea lui Altair, bă, deci Ubisoft, chid că au unele jocuri proaste, sau nu foarte impresionante la capitolul gameplay sau repetitive, bă, au talentul să scrie cred că cele mai bune povești posibile. Ei și cu Rockstar cum au făcut cu Red Dead Redemption. Deci dacă ar fi să fac un alt tier list cu cele mai bune companii de jocuri care știu să facă povești, Rockstar și cu Ubisoft ar fi pe primul loc. Clar, fără dar și poate. Avem acum un joc care a fost exclusivitate pentru console, Beyond to Souls. Aș putea să-l pun la și rejuca, dar las la foarte bun. În Poți să-l joci în două variante Poveste liniară sau pesărite, Adică baiești copil cu Îmi scapă numele fetei Mă scuzați Nu mai știu cum o cheamă Am uitat Fie poți să joci când fata e mică Gen clasele 1-4 După aia e adolescent Apoi iar mică Apoi e adult Apoi e adolescentă Așa mai Ici colo Sau poți să iei totul liniar Dacă ești fată Jocul ăsta e potrivit pentru tine Nu zic că este un joc de fete dar îmi place că e pe etape cu de când ești mică după aia ești la prima petrecere încearcă unul să te abordeze. Cum e așa linear cu viața unei fete. Un aspect foarte interesant. Așa, dar dacă ești fată și vrei să te joci un joc cu poveste interesant, fie pe consolă sau PC, că eu n șcat pe PC, recomand Beyond to Souls. Următorul este un joc care are o poveste foarte bună, tot făcut de Ubisoft. Sunt foarte multe jocuri de la Ubisoft pe aici pentru că au jocuri bune Cel puțin alea mai vechi Astea noi nu știu ce să zic de ele Brothers in Arms Hell's Highway Sunt mai multe Brothers in Arms ăsta a fost ultimul Al doilea război mondial America Omor Germani Perso Ai vreo două sau trei echipe Pe care le... Ghidezi tu că ești capitanul Ești comandantul lor Și... Are o atmosferă așa în timpul bătăliilor. Păcat că n-am jucat și jocurile alea mai... Uh, mai vechi. Că asta a fost ultimul din serie. Cum să spun, când le dai comenzi acolo în mijlocul bătăliei, bă, urlă caracterul când zice Let's move! Deci are o atmosferă genială cu al doilea război mondial. Poveste extraordinar de bună, personajele sunt mișto rău, ce nu-mi place e că sunt niște cutscene, e un cutscene la început foarte lung de nu poți să-i dai skip, mai ales dacă ai mai jucat jocul înainte. Dar extraordinar, vi-l recomand, poți să obori vreo 7-8 dată cu o grenadă și aia așa slow motion. Cum sar, băi, picioare, băi, tăiete, picioare, tăiete, creier pe pereți, la fel când dai un headshot cu sniperul se vede super mișto ca în sniper elite aproape. Unii dintre cele mai bune jocuri cu al doilea război mondial. Nu vorbește de evenimente gen să zici că e război linear din punct de vedere istoric. Totul se leagă de capitanul cu care joci și camarazii săi. Vi-l recomand. Brutal Legend. Brutal. Nu știu cum să zic cu accent. Brutal Legends. Un joc pentru rocker. Dacă nu ești rocker, s-ar putea să nu-ți placă. Îl ai pe Ozzy Osborne, îl ai pe Lemmy caracterul personajului principal e făcut după Jack Black, parcă așa-l cheamă. Foarte mișto jocul mi-a plăcut. Dacă ești rocker, ți-l recomand. O să-ți placă jocul la nebunie. L-aș pune, la aș rejuca, dar la un moment dat este cam repetitiv. Povestea este foarte mișto, tot așa. Un el și -o ia, dar ea devine demon. Ceea ce este super tare. De demon de la rău, nu demon de la bun. Sper că l-am jucat de două ori că nu-l terminați în prima dată, nu mai știu cum a fost treaba. Parcă l-am și pe Steam, l-am primit și e tot așa la 99 de cinți a fost ofertă cu el. Deci dacă e jura chiar, recomand jocul. Nu știu dacă l-aș rejuca, sincer. La gameplay nu mi s-a părut extraordinar, dar pentru poveste și asta îl punem la foarte bun. Call of Duty Modern Warfare 1, primul Modern Warfare. Bă, misiune în Cernobâl, Cernobulul făcut la scară largă, făcut cum trebuie. Un singur lucru nu mi-a plăcut la misiunea cu Cernobul. Că unul din câinii ăia de acolo era ciobănesc german. Cum, mama dracului, câine ciobănesc german în Ucraina la Cernobul? Da, un maidanesc, ceva, înțelegeam, un ciobănesc. Bă, da, ciobănesc german, câine poliție să fie fix, câine vagabond acolo să vină cu haita. Cred că n-au avut ei modele pentru câini, cine știe. Dar... Uh, oricum, foarte bun și... Modern Warfare -ul. a fost momentul în care seria Call of Duty a început să evolueze. Call of Duty 2. Al doilea război mondial, debarcarea din Normandia. Uh, Poți să joci și misiuni cu rușii. O chestie pe care o apreciez foarte mult la aceste jocuri de la Call of Duty. Poți să joci și cu Uniunea Sovietică, nu doar cu americanii. Și și totuși am văzut că e un mod să joci ca și german împotriva rușilor pe jocul ăsta Aș vrea să apară un joc în care să joci exact ca și neamț Joc tot așa cu poveste cum a fost Call of Duty sau așa Să joci ca și neamț Nu ca și rus sau american Că totuși vrem și noi ceva nou în gaming Call of Duty Ghost Mi s-a părut bun, de ce să neg A avut misiuni bune, multă lume nu l-a apreciat Mie chiar mi-a plăcut Call of Duty Ghost Mi s-a părut chiar fain cel mai bun Call of Duty World at war Opinia mea Altora le plac Modern Warfurile, Altora le plac Astea mai noi Eu aș zice că World at War A fost cel mai bun Call of Duty posibil pentru că Reznov, campania cu Uniunea Sovietică e foarte bună, îmi place că n-au pus accent pe ce au făcut americanii cu britanicii, cu aliații pe partea aia, cu debarcarea din Normandia, cu ofensiva aceea, ce au băgat bătălile din Pacific cu japonezii. Aspect despre care nu prea s-a discutat așa mult, nu prea am văzut în alte jocuri. Din nou, ceva nou pentru al doilea război mondial, pe vremea când se făceau jocuri cu al doilea război mondial, când ăla era principalul subiect de jocuri. Extraordinar joc, n-am ce comenta, foarte bun. Avem după aia Black Ops-ul care a fost ok, îmi place că trebuie să-l dilești pe Fidel Castro. Se întâmplă acțiunea războiului rece, apare și Reznov care este doar o iluzie a lui Myers, parcă îl cheamă. Cred că greșesc acum numele personajului, dar uh, foarte bun. Îmi place că ești un Gulag, un aspect foarte mișto. Celelalte, al Black Ops 2 nu mi-a plăcut că avea misiuni futuristice și mie nu-mi plac chestiile alea futuristice. Mie îmi place așa mai contemporan sau pe istorie. Mai ales că îmi place istoria mie destul de mult. Foarte bun și Black Ops nu știu dacă se-l includ aici. Dar pentru că îl vânezi pe Fidel Castro, ești în... E și în Gulag, parcă dacă nu greșesc. Black Ops 2 -ul. În ăsta îl veneți pe Fidel Castro, așa -i? Sau le greșesc eu? Nu, parcă în ăsta e Fidel Castro și e Reznov. Dacă le încurc, îmi ziceți în comentarii. Deadpool, un joc extrem de panoramă care îți oferă hohote de râs încă de la începutul jocului ai niște caținuri de te prăpădești. N-ai cum să nu-l iubești pe Deadpool, cel mai tare supererou Marvel la capitolul panorama, dar cel mai bedet mie mi se pare totuși uh, Ghost Rider. Păcat că nu prea s-au făcut jocuri mai recente cu el. Vă recomand jocul Deadpool. Dacă vă plac supereroi, Deadpool o să vă placă. Wolfenstein the New Order, îl punem aici la foarte bun. Extraordinar jocul. N-am ce comenta. De la New Order a început o serie de jocuri Wolfenstein care au dominat piața ca futurist și exagerat cu... na... nu, mi s-a părut foarte ciudat Rămâi cu Blașcoviț paralizat 14 ani Și apoi dintr-o dată când suntem puști un neamț I-ai băgat cu în gât așa, ți-ai revenit Puff, nu cred eu că ar fi ajuns nemții să aibă asemenea tehnologie dacă ar fi câștigat ei războiul, dar îmi place ideea de scenariu fictiv în care dacă ar fi câștigat ei unde s-ar fi ajuns. Far Cry 3 o cato... O capodoperă de joc. Far Cry 3 e unul dintre cele mai bune jocuri posibile. Poveste extraordinară. Personajul principal e de căcat. Dar antagonistul care nici măcar nu moare la finalul jocului. Moare cam pe la 3 sferturi. Face tot jocul. Vasul, unul dintre cele mai bune antagoniști. N-am ce comenta. Jocul ăsta a fost o capodoperă pentru anul 2012. Unul dintre cele mai bune jocuri pe care le-am jucat. Fără dar și poate. Avem de asemenea și Far Cry 1. Jocul copilăriei L-am jucat de zeci de ori Îl supă de rost Extraordinar joc Mi-a plăcut Păcat că celelalte Far cry N-au mai avut o continuare Ca să zic așa cu Cum a fost Far Cry 1 Sunt jocuri pe console Care tot așa ești mutant uh, M-au mai făcut rușii niște Nova, nu știu cum se chemau Ca un fel de continuări pentru jocul ăsta, dar bineînțeles nu se compară cu povestea originală. Dar jocul prin, în principiu foarte bun. Toată lumea cred că a jucat jocul ăsta în copilărie și mișto, mișto rău de tot. Și poveste și tot. Far Cry 2 îl trec la foarte bun doar pentru faptul că are realism. Deci art plantele, se distrug copacii ca lumea, mașinile explodează mișto, îți dai, animațiile de heal sunt bune. Dar Povestea nu m-a impresionat deloc Nu m-a dat pe spate Dar îl trec la foarte bun Doar pentru gameplay și atâta Far Cry Primal Pe care l-aș rejuca și pe ăsta Foarte tare ideea de Omul peșterii Plus că se întâmplă În munții Carpați Acțiunea Deci posibil și pe la noi Bine Carpați se întind de la mama dreacu Ucraina, Polonia pe acolo până jos La bulgari sau greci cum vine lanțul Carpati. Dar probabil să fi fost și pe la noi. Cine știe, avea legători și cu tăblițea de a Tartaria găsite prin Apuseni vechi de 40.000 de ani sau ceva de genul. Știi că ungurii au fost primii pe acolo. Așa. Dar sunt deoparte un joc extraordinar. Personaj e mișto, de ce să bint. Amuzant jocul, povestea bună. Recomand, dacă vrei să vezi cum e să fii omul peșteri să îmblânzești urșii, să călărești tigri ca în Metin 2, recomand Far Cry Primal. GTA 4, cel mai realistic joc GTA, mult mai bun ca GTA 5 la capitolul coliziuni între mașini, interacțiune cu oamenii pe stradă. Uh, Poți să iei obiecte de pe jos să le arunci, poliția e mult mai inteligentă ca în GTA 5. Foarte multe lucruri care în GTA 5 nu le găsești, dar na harta mult mai mare în GTA 5 și are avantajele sale. Dar GTA 4 mi se pare foarte bun. Nico Bellic un personaj excepțional de bun. Mișto și alte personaje cum ar fi Roman, Little Jacob, uh, personajele din DLC-uri bune și alea cum apar, cum se leagă DLC-urile. Au făcut treabă foarte bună Rockstar cu GTA 4, chit că n-a fost apreciat la vremea lui. Și da, optimizarea a fost cam proastă la început, dar să fim serioși. Asemenea, grafică 2008 Jocul se ține bine și pentru ziua de azi se compară cu multe alte jocuri. GTA Bazooka am vrut să-l includ aici. Apar update-uri noi și l-aș rejuca pe GTA Bazooka. Cui nu-i place GTA Bazooka? Pui mei, are foarte multe chestii de la vechiul Codrin. Nu ăsta nou care postează din an în Paști. Eu l-am terminat în câteva zile. L-aș rejuca, sincer. Dar mi-e silă că începutul sigur e același. Că s-au adăugat pe parcurs, cum ai înainte și Codrin în joc. S-au adăugat... Uh... S-au adăugat chestii noi Mișto cum au băgat chestii vechi de la Codrine Am văzut că l-au băgat pe Vasile Traian Pe Bahoi parcă l-au băgat Sau nu l-au băgat pe Bahoi Dar știu că pe Vasile Traian l-au băgat Păcat că e personaj negativ Și culba este că trebuie să-l mori Din păcate Și am murit și săracul maestru Să-i fie țărna ușoară un moment de reculegere maestrului Gata ajunge Bun Mai departe Avem GTA 3 primul joc 3D din serie Cui nu i-a plăcut GTA 3 Multă lume îl detestă că GTA 3 ce ăla Frate e din 2001 jocul Dacă nu era jocul ăsta Nu aveam Vice City, nu aveam San Andreas Să fiu serios Și meu nu chiar mi-a plăcut Da, Claudie Mut nu prea vorbește E panorama tipul ăla care n-are mâini Sunt câteva personaje ok Îmi place New York-ul cum e făcut pentru 2001 Ai barcă Nu poți să n-oți din păcate da, la cât am jucat jocul ăsta când era mic, n-ai cum să-l pui Ăștia bătrâni am jucat, trei mai mici un pic, San Andreas și Vice City Uite avem și GTA San Andreas, un joc foarte bun, dar m-am plictisit la că l-am jucat deci eu am terminat în 2021 jocul de 3 ori Povestea clasică, bine pe care o început în 2020 Dar totuși am terminat povestea clasică Am jucat bazuca și am jucat și trilogia N-am mai băgat și trilogia pe aici că e aceeași poveste Doar câteva elemente de gameplay modificate și adăugate în plus Dar uh, San San Andreasul cum să nu-ți placă Customizare de caracter uh, foarte multe chestii pe care nu le aveai în jocurile din 2004 A adus multe lucruri noi San Andreas Și are și câteva detalii foarte mișto Cum ar fi că mergi cu motocicleta Că ți flutură haina în spate cum bate vântul Are niște detalii bune dar și niște detalii groaznice Nu bate GTA, 5 sau 4 Să fim serioși În primul rând are grafica aia super veche Are o poveste bună dar nu știu ce să zic Poveste cam 4 nu cred că are Dar în continuare un joc foarte bun Din trilogia celor trei jocuri vechi uh, Mi s-a părut ex excepțional și San Andreasu Cam lungă poveste cei drept și deraiază foarte mult N-ai cum să faci speedrun la jocul ăsta că e extrem de lung Dar uh, E ce trebuie A fost Hercule Un joc foarte bun îl joci într-o oră, două la terminat Dacă nu cercul e păcat Și apropo, misiunea în care călărești pe gasul Sau pe gasul sub calul cu aripi Nu e ultima The Forest Mi-a plăcut Are o poveste oarecum Poți să te oprești din a face povestea Nu te extinzi atât de mult ca Minecraft Ca în Minecraft de exemplu Să poți să faci mai multe chestii până baz dragonul ai vreo 3 finaluri pe The Forest mi se pare Scrii help pe pietre și vede un avion Găse Găsești copilul și cred că mai era un, un final ceva Dar nu mai știu sigur care e Oricum abia aștept să apară și Sons of the Forest Jocul următor Merge multiplayer E extraordinar de jucat Dacă ai 2-3 prieteni cu care poți să faci panoramă, E ce trebuie jocul Mafia 2 Un joc foarte bun Poveste, mafioti personajele ca lumea Mi-a plăcut scena când îl taie Chinezia îl taie pe unul dintre tipii cu care colaborezi din mafie Foarte bună povestea cu Vito Venit din Italia Făcea furt, jafuri S-a -a dus în armată să nu meargă la pușcărie Trebuie să plătească datoriile Familiei sale Moare Tasu, ajunge la pușcărie Moare băsa când el la pușcărie O salveză pe soră sa de la o bătaie Își răzbună tatăl Excepțional jocul, excepțional. Mafia definitiv Edition sau remake-ul la fel, foarte bun jocul. Îmi place la nebunie, mi-a plăcut foarte, foarte bun remake-ul acest joc. A fost exact ce trebuie. Am jucat un pic primul Mafia, nu mi-a plăcut deloc controle, nu mi-au plăcut deloc controlele, dar în schimb jocul ăsta remake excepțional. Deci Excepțional, ambele jocuri 2 și Unu foarte bune Dar 2 parcă are povestea mai bună totuși Adică legi și familie și astea E excepțional Resident Evil Village are, are... Se petrece în România Cum să nu-ți placă Resident Evil Village Cel mai bun Resident Evil din astea De când au reînviat seria și au început să facă jocuri cu grafici extraordinare Lady Dumitrescu putea să fie ea personajul final pe care trebuie să-l bați pentru că toată lumea o știe pe Lady Dumitrescu sau Dubi, Dubi, Dimitrescu, Dumitreasca. Bineînțeles, modării au făcut moduri cu Dumitreasca în bikini, în costum de latex, bă. Nu mi se pare wow, doar pentru faptul că e în alte și îmi plac tipul în, în alte. Bă, dacă te moduri s-au părut. Să-mi bag picioarele când de mișto M-o modat-o pe dubitresca. Când am văzut cracii lungi Ok, ajunge cu atâtea detalii Deci da Modată dubitrească e mișto, așa clasic nu-i prea impresionantă Altora le plac ficele ei Oricum, povestea super bună Găsești lei, dar cred că eu sunt lei vechi Totuși banii ei că sunt cam multe zerouri Faci ciorba de legum Cu nu sunt starea să pronunțe Tochitură, mâncare pentru grasul ăla uh, oala roșie cu buline, multe chestii pe care le găsești în România. Usturoi așa pe legătură foarte bun. Manhunt 2. Pe primul nu l-am jucat. Prea mișto animațiile alea în care omori alți oameni cu punga pe cap cu astea. Curos pe cineva care seamănă cu Danny, cu personajul principal din joc, nu spun cine. Deci dacă îți place să chinui oameni, eu recomand Manhunt 2. Max Payne, un alt joc foarte bun. Deci mi-a plăcut Max Payne 3-ul. Ne-am jucat 1 și 2 poate apar remake-uri sau remaster-uri. Dar Max Payne 3 mi-a plăcut foarte mult. Vasile Traian The Game. The Game 2 pentru că le-am jucat. Mi-a plăcut. Multe chestii noi adăugate. E hartă, te plimbi. Îl iei pe Garcia. Apare Garcia cu arestatul frigiderului. două variante la joc. Îl enervezi pe puia. Bă, o poveste mult mai lungă față de primul joc. E o evoluție totuși. Dar eu îl trec la... l la rejuca pe... Pe primul. Primul a fost primul joc și a dat startul acestei legende de jocuri. Din nou, salutări Luralu și Vieru care au făcut aceste jocuri La primul joc am râs mai mult ca la al doilea Nu știu cum dracu, dar am râs mai mult la primul joc A fost ce trebuie să fie primul joc Multe glume la care nu mă așteptam Astea cu puia cu vânzător de lei și Is this, is this the life FBI hamburger hot dog foarte, foarte mișto ambele jocuri, dar mai mișto mi s-a părut primul decât al doilea. Chit care multe chestii noi, bă, ce era mai important s-a băgat în primul Adică deja era bun primul A venit doar cu niște îmbunătățiri doiul Și păcat că nu mai e maestrul printre noi Să fi avut, să fi făcut videoclipuri noi Să bage chestii noi Dar oricum, glorie eternă maestrului Să-i fie țărâna ușoară Nu-l vom uita niciodată pe maestrul Traian Acolo sus sper să fie ferit de comuniști și boldovence Și ce mai detesta el Următorul joc, Need for Speed Most Wanted Singurul NFS pe care l-am jucat cap coadă și chiar mi-a plăcut. Toyota Supra, adevărată mașină, cu aia am câștigat foarte multe curse. Vă plac racerele, aveți un volan, NFS Wanted merge, că mare parte din mașinile din joc le vezi în România în ziua de azi. Golf, Lexus, BMW E46 sau ce variante BMW o fi ăsta, toți cocalarii și le acum. Outlast, primul Outlast, foarte bun Outlast. Cui nu-i place Outlast, multă lume se sperie, eu știu jocul pe de rost. Codren a făcut jocul ăsta popular în România, a fost ce trebuie. Whistleblower-ul care este continuarea, îl pun la doar foarte bun. Nu se compara cu primul, dar e mișto că afli și ce se întâmplă. Deci, acțiunea în joc, în Whistleblower mi se pare că începe... Înainte să vină Dumitru, cu îi zicea Codrin, dar se termină după povestea. Deci, începe înainte de 1 și se termină după el, dacă e solo luăm liniar. Este cam cum e Resident Evil 3 o față de 2, că începe înainte și se termină după, parcă. Outlast 2 a fost bun și ăsta, dar nu se compară cu primul. Multe chestii noi adăugate, n-am apucat să joc trial-ul că l-au scos de pe Steam. Dar, foarte bun. GTA 5. Păi nu-i place GTA 5. Mai trebuie să zic ceva? Nu mai trebuie să zic. Assassin's Creed 3 Remaster. Mai bine jucam jocul original, sincer, că are niște controle foarte aiurite și am dat și de câteva baguri. Mi-a cam dat niște nervi jocul ăsta, nu o să-l trec la adunătură de pixeli. O să-l trec la doar numai da pe spate. Dacă nu avea problemele alea în controle. Că erau zăpăcite. Ba avea controle din. Ezio. Ba avea controle din patru. remasterul ăsta. Trebuia să joc primul joc. Și toate bune și frumoase. Un alt joc foarte bun în opinia mea a fost. Uh, Prison Break. The Conspiracy. Joci cu. Paxton Așa, mi-am amintit cum îl cheamă pe tipul de acolo Ce dracu, iar mi s-au plus spațiul de stocare Da, mi s-au epuizat stați spațiul pe Google Photos Nu joci cu Scott dar uh, foarte bun Eu n-am văzut Prison Break înainte să joc, joc. Eu întâi jocul Eu în timp am jucat jocul și după aia m-am uitat la serial foarte bun joc, mi-a plăcut nu l-aș rejuca, dar dacă ești fan Prison Break, joacă jocul. Pe mine jocul m-a făcut să boi la serial. Că mi-a părut jocul pe Filey Sparkă sau pe ce torente mai foloseam pe atunci Mi l-am luat, mi-a plăcut grafica și am zis ok jocul ăsta trebuie să-l joc Și mi-a plăcut Resident Evil 3 Remastered, de fapt remake Mai bun ca doiul Nemesis e nenorocit rău de tot în comparație cu cel din Dead by Daylight aici E chiar nenorocit Nemesis nu știu dacă să-l trec la și rejuca. Îl las aici. Nu, e, nu sunt foarte lungi Resident Evil-urile, ceea ce mie convine, că le termin repede pe live-uri. Dar, uh... ce trebuie? A fost ce trebuie jocul. Return to Castle Wolfenstein. Am jucat și Real RTCW, adică o variantă așa, cu mai multe arme la acest joc. Multă lume îl consideră mai bun decât Um, New Order-ul Și ce să zic De la jocul ăsta Mă rog a fost Wolfenstein 3D-ul Care a fost cred că primul shooter First person Dar jocul ăsta câte chestii a adus De exemplu cum a fost misiunea aceea În pădure în care trebuie să fii Sneaky, picky, stealthy Să nu te prindă aia Nu știu câte jocuri mai aveau chestii de-astea În care să nu fi depistat înainte o grămadă de carcalaci. Jocul ăsta a dat startul la ce e astăzi New Order, New Colossus, Salt Blood, New Blood. Dacă jocul ar fi fost făcut în 2010-11, cu asemenea gameplay, era se pișea pe New Order. Dar și New Order-ul a fost bun. Avem jocul so, a fost cât de cât ok. Um multe capcane, te să te obișnuiești cu ele, niște puzzle-uri cam enervante. Dar așa când vezi cum îi tortura pe oameni și dacă îți place logistica, e bun. Finalul mi s-a părut căcăcios. Adică ori se sinucide dacă ales să fii liber, ori dacă vrei să afli adevărul, afli că ești doar nebun. Și ai schizofrenie și ai halucinații cu tot ce se întâmplă acolo cu detectivul Și o chestie n-am putut să o înțeleg Sunt cioburi pe jos și calci pe cioburi și ești desculț Bați atâția oameni De ce nu le-ai luat încălțările în puii mei? Asta n-am înțeles Da, a fost cât de cât ok Mi-a plăcut sincer Mi-a plăcut un alt joc foarte bun este Spec Ops The Line 2010, 2012, nu știu când a apărut Făcut de 2K Games Cum cei care au făcut și Mafia și WWE și NBA Acțiunea are loc prin Dubai parcă Sau în zona aceea E mișto povestea cu tipul ăsta de nebunește La un moment dat De la atâta sânge cât vede Și îți moare și un partener spânzurat E... E mișto rău de toți pe Cops de Line-ul. Îl recomand. Un alt joc foarte bun, Spider-Man de la Marvel, sau Marvel Spider-Man, l-am terminat. Mi-a plăcut, de ce să mănânc căcat? Uh, un pic am repetitiv totuși, dar dacă îți faci upgrade-uri la echipamente, e ușor jocul. Edeci, Ede, The Mist Adventures. Din păcate, e un joc vechi, nu e păstim, îl găsesc să-l downloadezi în unele pe unele torente. Dar e foarte mișto că are multe elemente din desenul nostru mult iubit Ed Deci dacă nu l-ați jucat, îl recomand. Detroit Become Human. Un alt joc bun. Pe ăsta l-aș pune la... și rejuca. Pentru că... Ai foarte multe endinguri la el. La Beyond the Souls nu știu câte. Ci că sunt 13 endinguri sau mai puține, nu mai știu exact, dar nu sunt foarte multe la Beyond the Souls. Când cola Detroit become human sunt cred că 40 de endinguri. Foarte bună poveste și ideea cu android care devin uh, lucizi. GTA Vice City îl punem și pe el aici. Și l-am terminat acum două zile de când filmez episodul de posta, nu știu când îl postez Wolfenstein The Old Blood Pe care sincer îl trec în fața lui New Order Doar pentru că are elemente care mi amintesc de Return to Castle Pentru că foarte multe chestii din The Old Blood sunt, cum să spun Locuri și capitole sunt exact ca în Return to Castle în The Old Blood Adică, ai uh, încep tot așa din uh, după ca colegi la închisoarea lor. Ai carcalaci, în, da, zombi ca să zicem așa cum sunt ei din Return to Castle la a patra misiune sau a patra parte cum era secționat. Ai zombi și aici, ai telecabine ca în a treia misiune din Return to Castle. Eu știu jocul ăla pe de rost aproape, deci stați să știți că am zis pe live o grămadă de chestii ca Return to Castle că sunt și în Old Blood. Deci foarte bună chestia asta că au, au băgat multe chestii de aici. O și el în care ajungi. Sper că un personaj de acolo apare și în Return to Castle și ați prins ideea. Și cam asta ar fi cele... ia din câte jocuri sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 22... Uh, 33... 44... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 de jocuri terminate complet pe canal. Dacă am omis vreo serie pe care, o serie de joc, o serie pe care, am joc pe care l-am făcut complet, dar uitat să-l să adaug aici, îmi pare rău. Și dacă ar fi să le secționez un pic, că am, bă, am aproape 40 de în care am pălăvrăgit tier list-ul ăsta. Ce vreți, bă, am jucat, ci, am zis, 54 de jocuri aici terminate. Pe lângă alea pe care le-am început și nu le-am mai terminat, de exemplu, Far Cry 4-ul, Far Cry 5 uh, ce dracu am mai jucat și n-am terminat. Sau jocuri care n-au final, n -au, și multiplayer-e. Bă, am jucat multe jocuri pe canalul ăsta, să dea naiba. Dacă ar fi să le ordonez totuși, Până aici ar fi bine Mai trebuie să adăugăm uh, Village-ul undeva pe aici neapărat Și GTA 5 Că și el a fost bun uh, Un return to castle ar mai merge aici Hai și un GTA 4 Să le mai ordonăm Ăsta rămâne aici Mai băgăm și Brotherhood-ul Assassin's Creed-ul ăsta Și uite mai punem aici Deadpool-ul după Mafia 2 ca să le facem așa cât de cât în ordine, cam cât de bune au fost. Uite, mai punem după aia Brothers in Arms dacă ar fi să fac așa un clasament. Să zicem, cam așa ar fi un clasament. Deci dacă aș face acum un top 10 jocuri pe care le-am jucat cu poveste, clar, RDR, Red, Far Cry 3, Village-ul, GTA 5 că și ăla mi-a plăcut Și 4 Mă rog, le, o să le pun pe două Că 5 are ceva Ce n-are, sau de fapt Hai că pun 5 Că are animale mai multe de omorât Totuși și poți face mai multe pe 5 Decât pe 4 Așa? Deci până acum cam așa Ar fi, ăsta ar fi așa mai mult de Nostalgie, World at War-ul Aș include în topul 10 Mi-aș mai schimba eu părerile între timp să mai iau și de aici Nu cred că aș lua că le am paste. Oricum Asta ar fi top 10-le meu Jocuri Cu poveste Terminate pe canal Am pălăvrăgit cât am pălăvrăgit Vă aștept în comentarii să-mi spuneți părerea voastră Despre tier list-ul ăsta Dacă l-am aranjat bine sau nu Ceea Ce ați pune voi ca fiind mai sus, mai jos cum l-ați mai modifica, care sunt preferatele voastre de aici și ce jocuri ați vrea să mai joc în continuare pe canal eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom auzi la noi videoclipuri. Ceau les tuturor!